Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tradiții Românești în Diaspora, un proiect al DC Media Group, finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care se exprimă cât se poate de viu prin site-urile Știri Diaspora și DC News. Pe parcursul acestor interviuri încercăm să aflăm cât mai multe lucruri de la persoane cu experiență autorizate în a ne furniza informații despre ce preferă românii în diaspora, ce tradiții reactualizează, lucrurile pe care obișnuiesc să le facă atunci când se află în familie sau în comunitate. Astăzi o să stăm de vorbă cu o distinsă doamnă, doamna Violeta Popescu, de la director al Centrului Cultural Italo-Român, care ne va vorbi despre din perspectiva domniei sale, despre tradiții, obiceiuri, despre cultura română din Italia. O salutăm și spunem bun venit la emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă mulțumesc și pentru introducerea generoasă legată de ceea ce înseamnă tradiții și păstrarea tradițiilor în Italia, o țară care găzduiește peste 1 milion de români și aceasta nu de un an, doi, ci de aproape 10 ani, adică o comunitate puternică, o comunitate bine integrată, o comunitate care încearcă să-și aducă puțin rădăcinile de acasă aici în Italia și cred că o face foarte bine, pentru că față de acum 10-15 ani, de pildă, eu sunt de ceva ani aici în Italia, sunt de 20 de ani, trebuie să spun că s-a profilat mult mai bine această idee de identitate românească în Italia. Și s-a profilat prin perspectiva acestor tradiții pe care românii le poartă aici. Practic, comunitatea românească din Italia este o mică Românie, adică cuprinde români din toată România, dar și din provinciile istorice, Basarabia, Bucovina. Și aici, cumva, românii s-au regăsit exact în aceste tradiții, adică exact în lucruri pe care le-au primit de la părinților, de la bunicilor. Și cred că cu cât o identitate este mai bine definită atunci când vii într-o altă țară, cu atât reușești cumva să arăți ceva din ceea ce ești. Și românii acum, cred că după 30 de ani, că vorbim deja de 30 de ani de emigrație românească în Italia, sunt la punctul în care sunt mai așezați, știu unde se află și sunt în momentul în care spun, iată, aceștia suntem noi, adică am venit aici, muncim aici, avem familie, avem copii, dar cred că vrem să arătăm ceva și copiilor noștri care s-au născut aici, vrem să arătăm ceva și celor care ne cunosc, cu care lucrăm și, într-un fel, suntem în contact zi de zi. Și aceste tradiții au venit așa, prin festivaluri, prin tot felul de serbări care se organizează în Italia. Și spun asta pe tot teritoriul Italiei. Nu este vorba de nord, nu este vorba doar de anumite regiuni, ci întreaga comunitate din Italia încearcă să aducă în față ceva din simbolurile identitare românești. Mulțumim în primul rând foarte, foarte mult, doamna Popescu, că ați acceptat invitația noastră de a vorbi în cadrul emisiunii. Aveți foarte multă experiență. Eu am fost foarte scurt în prezentarea CV-ului dumneavoastră, tocmai pentru a câștiga timp, dar ar mai trebui spus că sunteți și istoric și cercetător, om de cultură extrem de activ, de implicat în consolidarea legăturilor dintre cele două țări în ceea ce privește cultura și identitatea românească. Dacă ar fi să faceți, sau dacă doriți, pentru început să ne vorbiți puțin despre Centrul Cultural Italo-Român sau Italo-Romeno, cum e numele oficial, e în italiană, nu? Să ne faceți așa o radiografie cu ce se ocupă, care este misiunea Centrului Cultural. Este o asociație de voluntariat, o asociație de voluntariat care are deja 15 ani de activitate
Am pornit așa cu un grup de intelectuali români și italieni. Am găsit de cuvință să ne reunim, pentru că, sigur, suntem români, dar aici suntem în contact cu altă societate. Și ce mai frumos decât să vorbim despre schimburile culturale româno-italiene, care ne-ar trebui zile în șir, să povestim câte mari personalități s-au regăsit pe acest teritoriu italian, câte mari personalități au lăsat urme în această țară. Deci cred că este un subiect. Întâi am avut sentimentul că ce am putea să povestim noi așa repede sau... Și în continuu descoperim lucruri fantastice. Și știți de ce le descoperim? Pentru că noi, în timpul regimului comunist, noi nu am avut această legătură cu ce însemna partea culturală occidentală. Asta a fost contextul. Acum, cumva, noi recuperăm atât dinspre partea românească, cât și dinspre ceea ce au însemnat raporturile culturale între România și Italia. Este o descoperire fascinantă și vă dau doar un exemplu. Anul trecut a fost anul Dimitrie Cantemir. Sunt de 20 de ani la Milano, trec foarte des prin piața Duomo, piața del Duomo din Milano, unde la 3 minute se află Biblioteca Ambrosiana, care este unul dintre centrele de cultură nu mari, doar mari ale Italiei, ale lumii, prin ceea ce păstrează, prin documente, prin arhive. Și în această curte, cadrul Bibliotecii Ambrosiane, există un cortile, o grădină, ca să spun așa, unde sunt reunite 10 mari personalități ale Europei. Shakespeare, Dante, personalități ale culturii italiene. Și să descoperi că în acea curte există o statuie a marelui cărturar Dimitrie Cantemir, care a fost adusă în 1973. Cine și-ar fi imaginat în România în anii aceia că o statuie de bronz de aproape 3 metri, care este o capodoperă a unui mare artist român, Ion Irimescu, a luat drumul Italiei și a completat cercul marilor personalități ale culturii europene, Dimitrie Cantemir. Un lucru pe care l-am descoperit absolut întâmplător la Milano, despre care nu știam absolut nimic. Așa cum nu știam de faptul că marea soprană preferată a compozitorului Giacomo Puccini a trăit 40 de ani la Milano. Știam că a cântat la Scala, știam că a fost marea soprană preferată a marilor compozitori ai vremii, Verdi, Puccini, Catalani, Mascagni, dar nu că a locuit 40 de ani. Eu sunt profesor de istorie, deci este ca și cum mi-am luat o temă de cercetare personală în ce privește comunitatea românească și în ce privește marile personalități române care se regăsesc și nu numai în Italia, cred că și în alte țări europene, despre care nu știm mai nimic. Mai nimic. Nu știu nici românii care trăiesc în Italia despre aceste lucruri. Ce să spunem despre românii din România, care poate nu au acces la aceste informații. Deci Centrul Cultural s-a pus așa pe o linie de cercetare și documentare care a venit pur și simplu. Nu am căutat lucrurile acestea, dar au venit pur și simplu, au fost sesizate și de italieni multe lucruri. Dar știți că aveți acolo ceva foarte interesant, ați scris despre asta, ați făcut despre asta, adică sunt lucruri care au venit pentru că stai în teritoriu. Când locuiești într-un teritoriu, resursele sunt altele, contactele sunt altele și realitatea este alta decât cea care este când o vezi de acasă, ca să spun așa. Simțiți că sunteți cumva pe un teren extrem de prietenos. Dacă se întâmplă ca și atunci când printr-o simplă plimbare să traversați orașul, să găsiți elemente ale identității, ale românismului în Italia. Ce proiecte v-ați propus sau cum se desfășoară proiectele centrului atunci când doriți să promovați imaginea României în Italia? Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că a fost un lucru destul de dificil, ca să spun așa. Ne-am tot întrebat asta acum 15 ani. Ce facem noi să promovăm cultura română, așa cu resursele și limitele pe care le avem, desigur, pentru o asociație de voluntariat? Ce putem să vorbim despre noi față de ceilalți, cu ceilalți împreună? Și ideea a fost a unei edituri care se cheamă Editura Rediviva, este prima editură românească din Italia,
care publică cărți în traducere în limba italiană și am doar câteva titluri pe care vreau să vi le arăt pentru că sunt, spun eu, destul de frumoase a toate aceste cărți. Iată Memoriile Reginei Maria, pe care noi le-am republicat, de fapt, acum 2 ani, la 100 de ani de la încoronare. O carte fantastică, pentru că Memoriile Reginei Maria înseamnă istoria României. Deci cine nu știe nimic despre istoria României și citește memoriile ei, află despre România, află despre lucrurile care s-au întâmplat în timpul Primului Război Mondial, toți pașii spre unire. Deci am încercat să publicăm aceste cărți care spunem noi că sunt fundamentale și pentru a doua generație. Identitatea românească a profesorului Ioan Aurel Pope, care am tradus-o în limba italiană. Așa ca un manual a spune despre ceea ce înseamnă identitatea românească, despre ceea ce înseamnă repere ale istoriei românești. Sunt cărți, am publicat, sunt cred că peste 80 de titluri care au fost publicate în acești ani. Suntem prezenți la importante festivaluri de carte din Italia, suntem prezenți în școlile italiene, în universitățile italiene, acolo unde ni se cere să spunem un cuvânt frumos sau bun despre România, încercăm să fim prezenți. Adică asta este un lucru care, la care țin foarte mult, pentru că sunt multe oportunități în Italia de a vorbi despre România. Doamna Popescu, a spus la un moment dat, de asta cumva întotdeauna când întâlnesc o personalitate foarte implicată în promovarea culturii române și a tradițiilor, mă dezorganizează puțin în prima fază, pentru că aproape că nu mai ai ce să întrebi. Omul este din start adânc implicat în misiunea sa și dumneavoastră sunteți genul acesta de personalitate, încât pare cumva prea simplu să vă întreb. Credeți că românii ar fi mai fericiți dacă ar consuma mai multă cultură română în Italia sau alte lucruri, poate prea simple? Și atunci vă întreb, ați pomenit la un moment dat de copiii români care se nasc în Italia, copiii din familii românești. Cum ar trebui să ne raportăm la aceștia și care sunt elementele de cultură și de identitate pe care le putem cultiva astfel încât să contribuie la dezvoltarea lor și din acest punct de vedere? Mulți îndrăgesc, fac această paranteză, foarte mult țara în care se nasc și se consideră cumva, până la urmă, pe bună dreptate, ca aparținând de respectivei țări, am chiar și în familie astfel de exemple, copii ai verișorilor s-au născut în Spania, în Italia, îi zic sunt italian, sunt spaniol, dar ce putem face ca elementul de identitate românească să rămână totuși și să fie cumva o axă verticală în formarea lor? Cred că este cel mai delicat și cel mai important subiect pe care l-ați atins, pentru că într-adevăr avem în față a doua generație de copii și tineri români care s-au născut în Italia. Dacă mi-aduc bine aminte, acum 2 ani, statisticile italiene dădeau un număr de 270.000 de copii români născuți în Italia, în școli, care frecventează școala italiană de la grădiniță până la universitate. Deci, aș spune o a doua generație într-un număr foarte mare de copii care s-au născut aici în Italia, care s-au pregătit aici în Italia. Experiența mea este legată de ceea ce întâlnesc, desigur, nu din vreo carte sau alte studii, deși studiile lipsesc. Este ceea ce lipsește cel mai mult din punctul de vedere al cercetării. Partea care înseamnă cea de-a doua generație. Ce înseamnă această a doua generație? Care sunt reperele identitare ale acestei generații? Cu mulți ani în urmă aveam o bibliotecă, am deschis o bibliotecă la Milano și veneau mulți studenți români. Studenți români care unii dintre ei nu vorbeau limba română. Și veneau să caute bibliografie despre anumite subiecte de etnografie, chiar cinematografie, istorie și întrebam, dar ce interes aveți pentru lucrul acesta? Și mulți dintre ei spuneau, profesorii noștri de la facultate au văzut că suntem români și ne-au îndemnat să luăm o temă de cercetare interdisciplinară pe România, pe cultura română. Ideea este că ei, chiar dacă vorbesc limba română, nu au bagajul cultural românesc, adică nu cunosc, nu au reperele de ceea ce înseamnă istoria României și ce înseamnă cultura românească, chiar dacă vorbesc limba românească. Și se simțeau într-o mare dificultate și mulți dintre ei m-au întrebat, dar dumneavoastră ce credeți că sunt eu, român sau sunt italian?
Nu am putut să le răspund, pentru că este un lucru pe care îl simți la un moment dat, să spui dacă ești român sau dacă ești italian. Ei înclinau foarte mult pe partea română, da, dar știm că țara noastră este o țară europeană care are mari valori, dar nu cunoaștem lucrurile acestea, pentru că ei aici învață despre cultura italiană. Este normal, aici s-au născut, aici se duc la școală. Și am văzut pe foarte mulți într-o situație, ca să spun așa, delicat identitară, de a spune ce sunt și care este nevoia lor în acel moment. Eu cred că acești copii, în primul rând, și cred că, de fapt, datoria este în primul rând a părinților să le vorbească în limba română, în limba maternă, pentru că este limba maternă. Și cred că încet, încet, ei cumva își vor redescoperi aceste rădăcini. Citind o carte, poate, dacă reușesc, dar de asta și noi am încercat aceste traduceri în limba italiană. Dacă ei nu citesc în limba română, măcar să citească despre România, despre istoria României, în limba pe care o cunoști cel mai bine și o stăpânești cel mai bine. Dar este și acesta un reper, nu de cunoaștere și de curiozitate. Și sunt multe alte exemple. Tineri care... La 18 ani, de obicei, un tânăr își pune puțin problema, dar care sunt rădăcinile mele? Părinții mei îmi vorbesc despre anumite lucruri, aici am învățat alte lucruri. Cred că este o situație așa mai delicată din acest punct de vedere. Credeți că dacă îi motivăm, nu știu, corespunzător și le spunem că i-ar ajuta la un anumit lucru sau altul, ar fi mai motivați sau... Și tot legat de această întrebare, ce ar putea face autoritățile române mai mult în sensul acesta? Am înțeles că, de exemplu, și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care finanțează cumva și acest ciclu de emisiuni, își pune problema aceasta a comunicării cu generația născută acolo, cum bine i-ați spus, a doua generație a românilor din diaspora. Ce s-ar putea face oficial, ce s-ar putea face psihologic, să zic așa. Departamentul, într-adevăr, prin strategia pe care o are, a ajutat și a dat șansă multor proiecte în Italia, cu școli simple, nu cred că avem nevoie de școli universitare, nu. Avem nevoie exact de aceste puncte identitare în care un tânăr se poate regăsi. Poate prin vorbind despre ea românească, vorbind despre o personalitate care poate este legată și de Italia. Exemplu, Hariclea Darcle. Spui Giacomo Puccini, spui imediat, iată, prima care a interpretat Tosca, a fost o româncă, născută în România, Hariclea Darcle. Adică cumva să le apropii puțin aceste spații culturale, să apropii ce înseamnă România de Italia, Italia de România. Și atunci cumva și pentru ei este un schimb. Adică ceva care îi rup de contexte nu ajunge la ei, nu ajunge la acești tineri. Și departamentul, într-adevăr, cred că în toată Italia sunt foarte multe asociații care au încercat să suplinească această idee de școală românească, dar prin lucruri simple, prin ateliere, prin laboratoare, prin a vorbi despre mari personalități, lucruri simple, dar care pentru ei înseamnă foarte, foarte mult. Și am văzut tineri care au ascultat de pildă Naiul românesc. A fost invitată într-un concert o artistă, Mariana Preda, care a cântat la Nai și a cântat muzică populară. Erau tineri români, născuți în Italia și au spus, oh, ce frumoasă e muzica asta. Și iată că e o muzică care o înțeleg și italienii, că nu e o muzică, e o muzică pentru toată lumea. Adică ajunge foarte puțin să pătrunzi în sufletele și inimile acestor tineri, fără a avea neapărat o cultură academică, nu, ci pur și simplu de a le transmite anumite elemente pe care ei cu siguranță le vor avea șansa să le dezvolte în viața lor. Și nu știu ce să facă instituțiile. Sigur, eu spun întotdeauna că ar fi fost bine să avem multe puncte de tip biblioteci în Italia, simple, dar nu biblioteci în care vii să-ți iei o carte, ci biblioteci în care se regăsesc tinerii, studenții, și să abordeze într-adevăr aceste teme de cercetare interdisciplinară, pentru că avem nevoie de cercetare și avem nevoie de documentare. Și cine ar putea să facă mai mult decât acești tineri care sunt născuți aici, care au rădăcini românești și care pot să vorbească despre România în contextele în care se găsesc ei, la școli, la universități?
Este o ușă deschisă permanent din acest punct de vedere. Deci ziceți că dacă am găsit modalități să le vorbim pe limba lor și să le dăm exemplele cele mai potrivite, să îi integrăm cumva, s-ar putea să ne apropiem în demersurile noastre statale de a-i face să creadă în continuare, adică să creadă în România, să înțeleagă România. Poate și aceste vizite în România ar ajuta sub forma unor tabere care deja se și fac o bună parte. Și tinerii sunt foarte deschiși, să știți. A doua generație de copii români, din cei pe care îi cunosc eu, se simt mândri de originea lor, chiar dacă nu cunosc foarte bine România, chiar dacă nu cunosc foarte bine istoria României. Îi văd că îmbracă ia românească, au fiat, iată, ia românească, un element identitar, o matrice identitară. Ce frumoasă e această ie, te îmbraci cu ea și povestești istoria României. Adică, iată, sunt lucruri care cumva sunt transmise. Și, repet, în Italia sunt foarte multe asociații. Sunt parohiile ortodoxe românești care fac lucruri extraordinar de importante și de frumoase cu ceea ce înseamnă a doua generație. Sunt multe festivaluri în Italia, se numesc Festa dei Popoli, Sărbătoarea Popoare, în care fiecare comunitate este prezentă, spune ceva despre țara de unde vine, despre istorie, despre geografie, prin lucruri simple, de la ie, la o mică expoziție, la ceva gastronomic, adică lucruri care să rămână întipărite în memoria tuturor. Da, așa este și până la urmă, apropo de întrebarea care v-a fost adresată, ce sunt italian sau român, cred că cumva trebuie să le arătăm că e un avantaj să aibă două case. O casă numită România și o casă Italia, adică nu e nici de cum un dezavantaj să ai această posibilitate pe care nu mulți o au de a aparține atât unei țări cât și celeilalte și că lucrul acesta poate contribui cumva la dezvoltarea lor deplină. Băiatul meu, de pildă, acum că este campionatul de fotbal, născut aici, în Italia, unul din cei doi băieți, când este meciul în care joacă Italia, își ia tricolorul Italiei și fuge cu el prin casă. Când este meciul cu România, își ia tricolorul României și fuge cu el prin casă. Și mi se pare un lucru fantastic, pentru că are 13 ani și așa își exprimă el identitatea. Mi se pare, cred că, cel mai frumos gest de a-ți exprima identitatea și bucuria de a aparține la două țări europene, până la urmă, că Absolut. suntem în Europa și nu e că avem lucrurile așa de diferite și atât de distante între ele sau care nu pot să ajungă la lucruri comune. Deci cred că e o mare bogăție. O identitate, să o cunoști, este o mare bogăție. Și cultura, ce înseamnă cultura? Este exact acest lucru, de a te defini pe tine în raport cu ceilalți. Asta nu înseamnă ceva, o scădere, înseamnă o bogăție, pentru că până la urmă, oriunde te duci, toată lumea are un serviciu, toată lumea are o familie, toată lumea încearcă să supraviețuiască zilei de astăzi, dar ce rămâne din ziua de astăzi? Rămâne și altceva, rămâne acest contact și această comunicare și această comuniune pe care o creezi cu ceilalți. Absolut de acord, doamna Popescu, și că tot ați pomenit de fotbal, nu mai punem la socoteală că noi și italienii avem, cred că, cele mai frumoase imnuri. Imnul Italiei, bineînțeles, suntem români, punem imnul României pe primul loc, dar și imnul Italiei este cu adevărat superb și, într-adevăr, când vezi cum îl cântă și ce înălțător este, n-ai cum să nu îndrăgești acea echipă și acel imn. O altă întrebare ar fi legată de sărbători, dacă vreți să priviți din dublă perspectivă, atât din perspectiva asociației, pentru că lucrați cu grupuri de oameni, adică până la urmă ce faceți dumneavoastră și colegii pe care îi aveți în asociație, creează un impact asupra grupurilor, dar și din perspectivă personală. Ce sărbători preferați? Sau dacă faceți ceva diferit, că de regulă răspunsul este clasic, Crăciunul, Paștele, dar dacă faceți și ceva diferit sau cum priviți această desfășurare a sărbătorilor de
nici nu știu cum să o numesc exact, când ții o sărbătoare, ce faceți anumite ritualuri în aceste perioade când sunt sărbătorile românești tradiționale, deși vă aflați în Italia, în a doua casă, să zic așa. Ideea de tradiții aici în Italia, cred că nu a fost așa de prezentă când am ajuns în Italia. Trebuie să mărturisesc. De ce? Pentru că era impactul unui context în care trebuia să te integrezi. Nu am avut acest sentiment că imediat mi-am adus toate lucrurile și tot bagajul de acasă. Acum, după 20 de ani, am acest sentiment. Adică trăiesc această idee că, iată, am reușit după 20 de ani să-mi păstrez o identitate, să-mi păstrez tradițiile. Și nu doar să mi le păstrez, să le fac cunoscute, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că eu cred că românii aici în Italia nu sunt doar purtători de tradiții, purtători de rădăcini. Sunt oameni care și promovează aceste lucruri. Pentru că dacă stai în România și te îmbraci într-o ie, să spun, este normal. Toată lumea știe ce înseamnă o ie. Dar dacă tu te îmbraci în Italia, în Spania, în Franța și te duci pe stradă cu o ie, deja este altceva, pentru că tu ești purtător de identitate și te faci văzut prin acest lucru. Și am acest sentiment, după 20 de ani, că suntem purtători ai unor tradiții, suntem purtători acestui patrimoniu cultural imaterial, pentru că, iată, există deja o lege cadru pentru ceea ce înseamnă patrimoniu cultural imaterial. România deja are 9 elemente în acest patrimoniu cultural imaterial și ideea de a spune ceva din acest punct de vedere este foarte important. Personal, mă regăsesc în ceea ce înseamnă biserica. Sigur, este cel mai important lucru, este lucru pe care l-am purtat întotdeauna, oriunde m-aș fi dus. Ideea de credință și ideea de a aparține unei biserici, eu sunt creștin-ortodoxă, ceea ce am primit de la bunica mea, ce am primit de la părinții mei și este un lucru foarte important. Biserica înseamnă un leagăn identitar extraordinar pentru români, oriunde s-ar afla ei în această lume. Și în biserică cred că simțim această, nu doar ideea că ne ducem acolo pentru că vorbim despre credința noastră, despre ceea ce înseamnă, ceea ce ne-am format noi, ci și ideea că ne întâlnim și există această bogăție între românii care se întâlnesc în biserică. Pentru că eu sunt de pildă din Brașov, dar mie îmi place când merg la biserică, că întâlnesc lume din Constanța, din Oltenia, din Muntenia, din Moldova, din Bucovina, din Basarabia. Și îmi place să-i văd și pe ceilalți, pentru că eu de pildă nu știam cum sunt românii din Basarabia. Cine dintre noi știa cum sunt românii din Basarabia, cum și-au păstrat ei tradițiile? Și în biserică văd aceste lucruri. Sau românii din Valea Timocului, românii din Bucovina. Mă surprinde foarte mult văzând că ei vorbesc limba română, văzând că ei și-au păstrat tradițiile, obiceiurile și vin și povestesc despre ele. Deci este ceva care mă îmbogățește extraordinar în cadrul bisericii aici în Italia. Biserica a jucat și joacă un rol fundamental în ciclul trecut de emisiuni Bogățiile României din diaspora. Chiar am conturat foarte mult acest lucru și acum vrem să subliniem acest aspect. De la începuturi, mai ales când românii mergeau în primul val, ca să spun așa, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, rețelele de socializare aproape că nu existau, toată lumea se întâlnea la biserică sau de la biserică primeai și informații, la biserică primeai și alinare, la biserică te întâlneai cu cine nu te-ai fi așteptat și poate ne spunea o vorbă bună, nu știu ne. Dumneavoastră, nu greșesc, nu, că spun, sunteți și soție de preot? Soție de preot, da. Și această realitate o simt foarte aproape, o cunosc destul de bine și mă bucură să văd că și străinii, de pildă și italienii, când vin în bisericile românești,
Sunt impresionați de căldura pe care o primesc. Sunt invitați să bea o cafea, sunt invitați să mănânce colivă, sunt invitați să mănânce un cozonac, un colac, ceva. Și impresionează foarte, foarte mult această idee de deschidere, de ospitalitate pe care oricum o întâlnești în Italia. Nu e că suntem într-un spațiu german aici. Și cu toate astea sunt impresionați de acest lucru. Îmi place foarte mult să văd că oamenii zâmbesc. Oamenii zâmbesc. Este ceva extraordinar de frumos să vezi, sigur, în biserică, deci nu vorbim despre, alte lucruri mult mai importante, dar într-o comunitate, duminica, în biserică, oamenii zâmbesc, își vorbesc, se simt aproape, vor să stea aproape. Este un lucru extraordinar acesta, pentru că e o frenezie fantastică în viața de fiecare zi, în timpul săptămânii. Și iată, ai acest sentiment de odihnă. Un sentiment de odihnă extraordinar pe care îl căutăm cu toții. Și trebuie să-l căutăm și trebuie să ne redescoperim în aceste lucruri esențiale care ne aparțin. Reușesc să-și găsească pentru câteva ore și liniștea și... Cum bine ați spus, se poate privi unii pe ceilalți cu dragoste creștină și cu înțelegere. În același registru, voiam să vă întreb de sărbătorile creștine, dacă reușiți, bun, dumneavoastră acum aveți cumva o altă perspectivă, fiind soție de preot, fiind preoteasă, puteți să vedeți, cum să spun, cu ochi de specialist această transmitere a mesajului fiecărei sărbători. Ce se reușește din acest punct de vedere? Sărbătorile importante, cumva ajunge mesajul lor la românii care se află în străinătate, în diaspora? Sigur, pentru că toți acești români sunt în contact cu românii de acasă, adică cu familia lor. Și cu siguranță familia de acasă întreabă, dar ce pregătiți de sărbători? Aveți nevoie de ceva? Vă trimitem ceva de acasă? Adică conexiunea asta este permanentă. Chiar dacă nu ne dăm seama, ea este permanentă. Pentru că oamenii au această comuniune aici, dar de fapt au comuniunea cu cei de acasă, fără să-și dea seama, pentru că un telefon, un mesaj ajunge la momentul potrivit. Eu ce pregătesc de sărbători? Pentru că m-au întrebat cei de acasă, eu ce pregătesc de sărbători? Ca și cu pomenile. Cei de acasă fac pomeni pentru cei adormiți, dar fac și cei de aici. De ce? Se simt altfel, se simt aproape. Deci ideea asta de a pregăti ceva în timpul sărbătorii este de a te simți aproape de cei pe care tu nu îi ai lângă tine. Este fantastic acest sentiment, pentru că nu îl fac pentru că așa trebuie să facem. Nu cred. Aceste lucruri nu se fac pentru că este nevoie de ele, ci pentru că simți nevoia să le faci. Pentru că simți nevoia de a sta în legătură cu ceilalți. Și fiecare când aduce ceva, această prăjitură îi plăcea mamei mele. O fac de sărbători. Acest colac îl făcea bunica mea. Deci aud foarte des aceste lucruri. Deci vă dați seama cum suntem într-un fir roșu cu toții, chiar dacă nu suntem acasă, chiar dacă nu mâncăm la aceeași masă, ba da, mâncăm la aceeași masă, avem aceleași sentimente și o trăim în felul nostru fiecare. Și cei de acasă și cei de aici. Important este să nu uităm de aceste lucruri, pentru că ele ne definesc. Ele ne definesc ca persoane. Sunt total, total de acord și chiar mi-ați adus aminte de o carte pe care am citit-o recent, Matricea Divină, de Greg Braden, în care tocmai asta era ideea principală, se sublinea că toți cumva suntem interconectați, facem cumva într-un limbaj din ăsta de proverb, suntem cu toții cumva în aceeași oală și atunci trebuie să avem grijă unii de alții, suntem foarte, foarte interconectați. Am avut o invitată săptămâna trecută din Luxemburg, de la Corul Românilor Voști din Carpați, pe doamna Elena Dorneanu, care spunea că a descoperit cu adevărat biserica în străinătate, atunci când a plecat departe de casă. Se întâmplă lucruri sau s-a întâmplat lucrul acesta și în Italia, să întâlniți români care să fi spus că, iată, nu eram atât de credincios sau nu mergeam atât de des la biserică, dar aici am descoperit o adevărată valență a mesajului creștin
în cazul acesta creștin ortodox. Aud foarte des aceste lucruri. Și dacă e să vă imaginați că sunt român care fac câte o oră până la biserică cu mașina, ați spune cum, o oră să te urci în mașină și să te întorci după aceea încă o oră, oare la cât ajungi acasă, la câte scoli dimineața? Asta spune foarte mult. Și asta spune cum foarte explică? Mult. De fapt, mama mea, de pildă, stă la 15 minute de biserică, adică să meargă pe jos. Sunt 15 minute și îmi spune, păi când văd că acolo oamenii fac o oră cu mașina, mi se pare că eu stau în tinda bisericii. Sigur că da. Sunt român care chiar fac mare efortul de a-și duce copiii, de a-i scula dimineața și a-i duce la biserică să-i împărtășească. Spune foarte mult aceste lucruri, chiar dacă ei nu mărturisesc, chiar dacă ei nu declară aceste lucruri, le vezi, le simți și îți dai seama că au nevoie de acest spațiu care te definește ca persoană și te definește ca și persoană credincioasă, ca și creștin. Dar cum s-ar explica, doamna Popescu, acest aspect că au descoperit distanța de casă, poate separarea de locurile în care te-ai născut, să-ți accentueze nevoia aceasta de a te apropia de toată identitatea ta, de tot trecutul tău, de toți cei dragi ție prin Dumnezeu care ne apropie pe toți? Sau cum? Care ar fi explicația? Toate aceste aspecte care le-ați menționat la un loc. Distanța de casă, dorul de părinți, de bunici, cu tot ceea ce ai venit tu de undeva. Că niciunul dintre noi nu mergem într-un loc și uităm de unde am venit. Chiar dacă avem sentimentul la un moment dat că iată, această integrare nu, într-un alt spațiu nu ai nevoie de elementele tale identitare. Te găsești bine, ești respectat, ești apreciat, dar ideea este că la un moment dat lipsește ceva. La un moment dat lipsește ceva și oricine se pune să caute acel ceva, ce poate să fie acel ceva? Și iată, biserica oferă acel ceva, pentru că este această memorie pe care o aduce cineva în acest spațiu, bunici, părinți, lucruri pe care le aveai de când erai copil, anumite conexiuni pe care le-ai adus cu tine. Și această nevoie se naște. Se naște, chiar dacă nu vin fiecare duminică, pentru că vorbesc de distanțe, vorbesc că fiecare are o familie, au copii, copiii au foarte multe activități școlare. Dar nu asta este ideea. Ideea este să te simți legat de ceva. Și te simți legat de această credință, prin această credință te simți legat de o identitate și ești purtător de aceste lucruri, pentru că tu, de fapt, ai primit aceste lucruri. Astea sunt un dar pe care le-ai primit. Nu este ceva care noi le-am adus cu noi și le-am inventat. Nu. Sunt daruri pe care le-ai primit și le duci mai departe la copiii tăi și, sigur, ceea ce vom putea face fiecare dintre noi atât cât ne este rânduit. Deci spuneți cumva că atunci când viața, destinul sau poate chiar propriile decizii îl fac pe om să plece și să o ia cumva de la zero, descoperă că de fapt nu începe chiar de la zero, că dacă pui credința și elementul identitar, deja e un mare plus care te ajută să construiești acolo unde ai plecat. Ați remarcat foarte bine, este un mare plus, adică este un lucru pe care deja îl ai și de care trebuie să te bucuri. Pentru că sunt foarte mulți români care și-au dat seama aici că au lucruri foarte frumoase pe care le-au adus de acasă. Și iată cum sunt apreciate de ceilalți. Și iată cum ceilalți se întreabă, da, de ce ți-ai luat ea? Dar de ce ai făcut cozonacul ăsta? Dar de ce faci coliva asta? Dar, adică iată la câte lucruri ai de răspuns. Ai sentimentul că aici nu are nimeni nevoie de tine din acest punct de vedere. Că, sigur, suntem legați de o viață cotidiană. Nu este adevărat. Pentru că oricând ai aceste ocazii, ca să spun, de a vorbi despre tine, de a vorbi despre... Pentru că oamenii sunt curioși, în general. Și noi suntem curioși dacă vine un străin la noi. Ce mănâncă omul ăsta? Care sunt rudele lui? De ce rudele lui sunt acasă? Adică sunt întrebări firești pe care ți le pui. Nu este ceva extraordinar. Sunt întrebări pe care ți le pui și tu începi să răspunzi. Și te strădui să răspunzi, adică să știi ceva despre ceea ce ești tu până la urmă, că te obligă acest lucru, te obligă când ești într-un alt spațiu să știi ceva despre tine și de unde ai venit, chiar dacă ți se pare că cineva nu are nevoie de aceste lucruri. Da, așa este.
Ne apropiem de final, doamna Violeta Popescu. Dacă dumneavoastră vreți să spuneți în cuvântul de încheiere alte lucruri pe care poate nu le-am atins și pe care ați fi dorit să le spuneți, noi suntem deschiși să vă acordăm câte minute aveți nevoie să ne mai spuneți ceva ce nu știm și poate ar trebui să știm, să ajungă la cei din țară, să ajungă la oamenii noștri din diaspora, pentru că site-urile noastre sunt accesate atât în țara, în România, cât și în străinătate. Și oamenii pot vedea mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră. Le-a spune românilor de acasă că românii care au plecat, de fapt, nu au plecat. Ei sunt tot acasă. Au plecat temporar și au schimbat o adresă, ca să spun așa, dar ei sunt tot acasă. Și să simt aceste lucruri, că ei sunt tot acasă. Faptul că vin în concediu acasă, ce înseamnă? Iată, ai un concediu pe an, te duci acasă, te duci să-ți revezi anumite locuri, te duci să-ți revezi colegii. Deci ești tot acasă. Adică românii din România să nu aibă sentimentul că acești oameni au plecat pentru că chiar și-au luat lumea în cap și n-au mai putut să știe de România. Nu despre asta e vorba. Nu cred. Contextul emigrației este unul foarte complex. Foarte, foarte complex. Nimeni nu a plecat de acasă pentru că nu a avut, a fost o condiție și a fost un context care cumva l-a determinat la acest lucru. Dar iată câți români se întorc acum acasă. Ce înseamnă acest lucru? Că nimeni nu a plecat de tot. Într-un fel, nimeni nu a plecat de tot și întoarcerea se poate întâmpla în fiecare zi. Și ar fi extraordinar ca această întoarcere să fie cât mai mare, pentru că resursele sunt foarte importante și pentru România, resursele care sunt în diaspora. Da, să știți că am remarcat acest aspect pe care foarte bine l-ați subliniat, că noi am simțit aici că s-a schimbat percepția. Dumneavoastră, cum bine ați spus, trebuie să se înțeleagă ideea că oamenii care au plecat nu au plecat ca să fugă de România, de cultura română, de neamurile lor din țară și așa mai departe, ci și-au construit un viitor și de fiecare dată au trăit cu dor și cu drag cei mai mulți dintre ei de România, cu gândul întoarcerii. În comunitate cum se simte lucrul acesta? Eu cred că în timp, mai ales în ultimii 10 ani, aș spune, percepția s-a schimbat așa. Adică nu știu dacă cineva își mai poate permite să privească ca pe un outsider, pe românul care doar se află dincolo de graniță, ci din contră. E fratele meu care e câțiva kilometri mai departe. Cum simțiți din perspectivă inversă? Românii pe care îi cunosc eu aici, nu am auzit, poate foarte rar, pe cineva vorbind, nu mă mai întorc în România sau nu vreau să mai aud de România. Nu am auzit pe nimeni vorbind așa. Sigur, toată lumea poate să fie nemulțumită, dar nemulțumiți pot să fim multe alte țări, adică nu e vorba numai de România. Noi nu trebuie să judecăm treaba, acest aspect legat de România printr-o perspectivă economică. Păi este sigur, e importantă, dar nu asta este esențială. Esențial este cu totul altceva. Ideea că, într-adevăr, tu te simți încă acasă, ai această ușă deschisă pe care o lasă România, dar și tu lași ușa deschisă înspre România. Și atunci, într-o zi, se pot întâmpla lucruri care să vină mult mai aproape. Dacă tu ești într-o altă țară străină, îți faci datoria acolo pentru că ai ales să trăiești acolo, îți faci cumva datoria și față de România prin identitatea ta și prin ceea ce ai dus acolo, este o bucăție extraordinară și dintr-o parte și din alta, dacă este să ne gândim așa. Și vorbesc din punctul de vedere al resurselor, adică resurse umane, nu? Că asta este un lucru esențial. Nu, pentru românii de aici, eu cred că România este casa tuturor, o casă care rămâne deschisă, o casă pe care o vedem tot mai frumoasă, eu o văd tot mai frumoasă și să avem încredere și speranță în toate lucrurile care sunt între noi și să zidim, să avem o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor. Contează foarte mult și să avem acest sentiment. Capitalul de încredere este poate esențial. Așa este și vă mulțumim foarte, foarte mult. O scurtă, ultimă și scurtă întrebare. Dacă vizați vreun proiect în viitorul apropiat cu Centrul Cultural Italo-Român de
colaborare în țară sau așa? V-ați gândit la ceva sau încă nu e ceva conturat? Deja m-am întors de la București acum o săptămână, unde am fost la Opera Națională din București, a fost Festivalul Puccini și noi am prezentat această carte despre Hariclea Narcle, care a fost prima interpretă a operei Tosca, a operei a rolului Floria Tosca. A fost o primire extraordinară, m-am simțit extraordinar la București. Am avut acest sentiment că eu vin de aici cu ceva frumos, cei de acolo au pregătit la fel de frumos anumite lucruri și de înaltă calitate. Festivalul Puccini de la București cred că a fost un festival internațional și un bilet de vizită al României extraordinar. Și timpul petrecut la Opera Națională din București și ceea ce a însemnat această prezentare de carte pentru mine a fost un impuls fantastic. Un impuls fantastic de a sta împreună, cei de acasă cu cei de aici și cei de aici cu cei de acasă. Ce frumos! Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru amabilitate, doamna Violeta Popescu. Și cu alte ocazii vă așteptăm când doriți sau aveți ceva de comunicat, trustul nostru vă stă la dispoziție. Eu vă mulțumesc! Mulțumim, sărămâinile! Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi, Tradițiile Românești în Diaspora. A fost invitată doamna Violeta Popescu, director al Centrului Cultural Italo-Român, istoric, profesor, om de cultură, ambasador al culturii române în Italia. Mulțumim tuturor! Numai bine! La revedere! Mulțumesc echipei tehnice! Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.